Salut! Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Ce faci cu mine? Foarte bine! Aștept să văd ce întrebări ai pregătit. Prima întrebare pe care am pentru tine este cum ai ajuns la noi, fizic. Cu mașina! Da, am fost la locația voastră veche, mă rog, la Forward, la locația veche și am băgat pe vezi locația nouă și în 10 minute am fost aici. Ce ai făcut înainte de a fi DJ? Înainte să mă apuc de DJ-ală, nu prea îmi aduc foarte bine aminte pentru că eram destul de mic când m-am apucat de DJ-ală. Nu știu, aveam vreo 13-14 ani, ceva de genul. Deci n-am făcut prea multe înainte. A fost prima dragoste și a continuat până acum. Cum ai întâlnit prima dragoste de-a tot este prima dragoste? Păi, părinții mei lucrau în domeniu, manageriau un club în Timișoara și na, mai mergeam și eu cu ei pe acolo. Și erau niște băieți care stăteau la niște aparate și puneau muzică și ziceau, wow, ce interesant, oare ce se întâmplă acolo? Și am tot fost, m-am uitat câte un pic, câte un pic, am făcut cunoștință cu ei, a, uite ce se întâmplă aici, a, uite, astea sunt CD-uri, se bagă aici, dai play, nu știu, a, zic, ce interesant. Eu credeam că să fii DJ era acasă, știi, să tai basul, să te joci cu equalizer, un Winamp sau chestii de genul. Și după aia am înțeles că e mult mai complicat și nici nu știu de unde a continuat. A venit pur și simplu natural așa, nu prea am gândit la treaba asta, ce trebuie să fac sau... A fost pur și simplu un hobby, petreceam foarte mult timp cu tractorul, prima versiune de tractor, mixam cu tastatura și cu mouse-ul. Și de acolo, na, am luat-o ușor și am ajuns unde trebuie. Îți amintești prima ta experiență ca și DJ? Da, sigur, nu se uită niciodată. Știu că tremuram, eram... Uai, ce emoții am avut atunci, groaznic. Bine, eu am învățat să mixez din fericire la un strand și nu prea erau ochii ațintiți asupra mea, eram singur undeva într-un colț, nu știa nimeni ce se întâmplă, știi? Și nu m-am simțit așa important. După aia, prima experiență cu lume în față a fost la un bal de boboci. Și știu că am avut mega emoții, tremuram tot să nu opresc cumva, știi, playerul care nu trebuie, dar wow, da, a fost foarte, foarte tare. Nu o să uit niciodată. Da, după care, na, ușor, ușor au trecut emoțiile, am început să mă concentrez pe muzică, pe ce fac acolo și, na, s-a dezvoltat ușor toată treaba. Iar spre producție, pentru că totuși e... Da, și asta cu producția, tot, a venit de la un coleg ce mi-a zis că are un program el de făcut muzică, se numea Dance EJ. Și mi-a zis, ia dă-mi și mie să văd despre ce e vorba. Și l-am instalat și cred că n-am mai ieșit din casă câteva luni până n-am înțeles ce se întâmplă acolo. Bine, era o prostie, adică luai niște loop-uri, le puneai unul peste altul și ieșea piesa, știi, că nu era o chestie serioasă. După care am dat de Fruity Loops, am început să fac eu beat-uri, să, mă rog, sunau groaznic, dar nu contează. Și ușor, ușor, în 2-3 ani am început să avansez și, na, cu fiecare piesă pe care o făceam, mă rog, piesă e mult spus, erau niște experimente mai mult, trimiteam unor prieteni, ei ziceau, nu, e nasol, fă altceva, nu știu, am încercat și am făcut până la un punct în care au zis, bă, parcă sună interesant, parcă e ok piesa asta și ăla a fost momentul în care au început și restul oamenilor să spună asta și au început DJ-ii să bage piesele în club și, știi, a venit treaba pas cu pas, așa. Te-ai gândit la un al doilea plan? Da, nu m-am gândit la al doilea plan. Mama se gândea la al doilea plan și mi-a spus tot timpul, du-te la școală, învață, nu știu, du-te și învață mate, info, alte chestii. Eu voiam să fac muzică și m-am concentrat tot timpul pe partea asta, dar ea m-a împins oarecum, hai, fă și altceva în cazul în care nu merge cu muzica, să poți să faci și altceva, știi? Din fericire n-a fost cazul. Sper să nu fie nici de acum încolo. Care este sunetul copilăriei? Ce sunet îți reamintește ție de copilărie? Sunetul bormașinii de la vecini, nu știu. Nu, cred că sunt piese, dar sunet, un sunet nu. Poate fi și o piesă, da? Piesă? Păi... Cred că una din piesele copilăriei a fost DJ Project, Lumea Ta. Da, aia a fost una din primele piese. Știu că mă uitam pe Atomic TV și... Când ai simțit prima dată că ai avut succes? Păi, cred că prima dată când am avut succes a fost atunci când au început DJ precum Optic sau Vali Bărbulescu,
Raul Rusu să pleieze piesele în seturi. Cred că ăla a fost primul punct în care am simțit că ascultă lumea, știi, muzica mea. Și niște oameni pe care îi respectam și care speram să asculte la un moment dat ceva ce fac eu. Despre Radio Killer. A fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea. Bine, nu s-a încheiat pentru că mă mai întreabă lumea ce se întâmplă cu Radio Killer. Momentan este într-o perioadă de pauză, vreau și eu să mă concentrez pe proiectul meu, Cătălina pe proiectul ei. Și anii care au trecut până acum, nu știu, au fost vreo 5 ani în care am fost activi serios, au fost foarte frumos și am călătorit mult, am văzut lumea, am pus muzică în locuri în care nu visam că o să ajung să pun prea curând și am învățat foarte multe chestii. M-a ajutat foarte mult și pe mine ca DJ și ca om și tot. Povestește despre remixul Hello. Da, remixul la Hello a fost un alt punct important și a fost un pas înainte. Ce să zic, s-a întâmplat, nu știu de unde a venit, ce s-a întâmplat, dar a fost excelent. Știu că l-am făcut în ziua în care s-a lansat. Asta vreau să spun, eu am citit ceva despre tine și am văzut că l-ai da. Făcut exact la 2-3 ore după ce a fost lansat. Da, exact. Știu că a trimis Feli piesa pe grup. A, uite ce piesă a lansat Adele, am intrat, s-a spus, zic, bă, ce interesant, dar e cam lent, așa, ia să încerc să-i fac o versiune, cine știe, poate o bag în seturi, știi? Și am făcut-o în 2 ore. Am vrut să urc pe YouTube și fix în momentul în care să dau upload, s-a luat curentul, știi? Și 2 ore am stat și am așteptat să vină curentul. Dar cred că a fost un semn bun până la urmă. Și n-am, mă rog, a revenit curentul, am urcat-o pe YouTube și a doua zi când mă trezesc că avea 100 și ceva de mii de play-uri, ceea ce nu mai pățisem peste noapte, așa, știi? Și după aia, în câteva zile, 1 milion, după aia îmi scriau oameni din Honduras, din Africa de Sud, de nu știu unde, dați-ne și nouă remixul ăsta să-l băgăm pe radio. Zic, aoleu, ce? Da, luați, băgați-l. Și da, a crescut așa, super mult. Din păcate nu a avut suportul labelului lui Adele. Am ajuns la Miami, mi-a scris într-o după-amiază cineva din state, bă, oare ajungi la Miami, la Winter Music Conference, că avem niște premii și vrem să știm dacă ești aici. Zic, aoleu, de ce? Pe ce, că ai câștigat un premiu. A, zic, super, ce premiu? Zic, a, păi Remix of the Year, pentru Hello, știi? Da, m-am dus la Miami la conferință, la decernarea de premii și da, am primit premiul de la Steve Angelo, care e unul din, e mult spus, dar idolii mei, da, exact. Am crescut cu el, cu Axwell, cu Ingrosso, cu Eric Prydz, cu toți, știi? Și era ceva wow. Știu că era toată lumea, Armin, îți dai seama, din România ajunge acolo înconjurat de tot și toată lumea, felicitări, că nu știu ce, că ți-am auzit remixul, zic, oh, super. Da, nu mă așteptam, ce să zic, să ajung așa de sus, dar mă bucur foarte tare. Ajungi în astfel de locuri, cred că te ambiționează foarte mult să faci. Da, îți dai seama că lumea nu e chiar atât de mare și că, na, dacă muncești și rămâi focusat pe ce vrei să faci, poți să ajungi unde vrei. Ce înseamnă o zi de studio pentru tine? Da, o zi de studio, eu prefer să lucrez acasă și în pijamale, știi, stau la birou și lucrez. Deci nu e foarte complicat. Mai iau o pauză, mai joc o FIFA, mai mănânc ceva și cam așa e. Dar se mai întâmplă și să merg la studio, la HHH Production și acolo e, na, mai, se întâmplă mai rapid toată treaba pentru că e mai multă lume implicată și... Get Lost are o poveste? Are o poveste scurtă în studio, pentru că a fost făcută în 2-3 ore, ceva de genul, s-a legat foarte repede și nu are vreo poveste ascunsă în spate, e o piesă de feel good și cam asta e. Asta și transmite, știi? Știu, good vibes. Dar foarte multe lucruri cu ea. Da, da, da. Povestește. Da, și Get Lost s-a mișcat incredibil de bine, peste așteptări.
A fost semnată la Universal în Europa, la Ultra Music în Statele Unite. A făcut peste 7 milioane de play-uri pe Spotify. Și da, nu știu, s-au întâmplat multe chestii și că a fost destul de răspândită. Ce sample ai pregătit pentru mâine la Pro FM Party Mix? Am pregătit pentru Pro FM Party Mix un set de o oră cu piese pe care le-am produs în ultimul timp. Unele nelansate, deci le veți auzi în exclusivitate. Mai avem joculețul pentru tine. Oh, îmi plac jocurile. Care... Dacă sunt pe PlayStation, sunt. Dau start, da? Pregătit? Da, da, hai. Un lucru care spune despre tine că ești din Timișoara. Accentul. Soundtrack-ul adolescenței tale. Cum zice? Pearl Harbor. Ce ai hood crush? Nu știu, pas. Prima ajutătură învățată. Shit. Ce mai românesc lucru despre tine? Românesc? Da. Îmi plac micii. Cu ce gadget-uri nu te înțelegi? Nu există. Îmi plac gadget-uri. Ce înveți, apreciezi de la adolescenții din ziua de astăzi? Pas. Piesa care te emoționează? Asta nouă din Star is Born. Shallow. Jucăria preferată din copilărie? Transformers. Când te-ai văzut prima oară la TV? Nu mai știu. Obsesia culinară românească? Nu, era zic șaurma, dar nu e românească. Hai, sarmalele! Ce superputere ți-ai dorit să ai? Să călătoresc în timp. Cea mai mare teama ta? Teama de apă. Stop! Hai să mai punem, mai avem încă 3, nu spune și la asta, deci hai. Aici se termină. Dacă aveți, mai ziceți, că-mi plac. Spune-mi ce mai amuzant lucru care ți s-a întâmplat la un eveniment. Sau neașteptat. Sau... Mă rog, cel mai amuzant lucru cred că mi se pare acum, pentru că atunci când s-a întâmplat n-a fost chiar așa amuzant când am oprit muzica, știi? Când am apăsat stop pe ce nu trebuie. Și a fost un tuc, silence în bigă. Oamenii erau și am pornit din nou și aia a fost. Cred că toți DJ-ii trec prin asta, adică nu e ceva... Și asta s-a întâmplat unde, ți-amintești? Bine, nu s-a întâmplat o singură dată, dar știu că cel mai nasol a fost la un festival în Spania, când era faderul de pe mixer pornit, eu de obicei nu-l folosesc, știi? Și de obicei verific înainte de eveniment, dar atunci n-am avut timp. Și am dat din greșeală, nu știu, mixam și pac, am dat din greșeală și mi-am dat seama ce s-a întâmplat, s-a oprit muzica. Și eram, ups. Ce activitate nu ai face niciodată? Ce activitate nu aș face niciodată? Ce n-ai face niciodată? Ce nu ți-ar putea să faci niciodată? Cred că n-aș schia niciodată. Sau nu, n-aș înota, că și așa nu știu să înot. Deci nu m-aș duce să înot niciodată. Stau pe uscat.